Vă salutăm și vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți cei care veți urmări al doilea podcast. Un podcast care am hotărât să-l îndreptăm către zona de tineret, odată fiind undeva la o perioadă apropiată după conferința de tineret organizată în biserica noastră. Alături de noi avem pe Beni și pe Șerban, liderii de tineret ai bisericii noastre, oameni care sunt dedicați și oameni care au înțeles chemarea lor și au înțeles cât de importantă e lucrarea cu tineri în biserică. Bine ați venit, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bine te-am găsit la bine. Bine te-am găsit cu drag. Ne bucurăm și noi să fim seara aceasta împreună. O primă întrebare ar fi, cât de importante crezi că sunt seriile de tineret pentru tineri? Pentru tinerii din biserica noastră, dar și pentru tinerii din alte biserici. O bună întrebare. Consider că, și înainte să răspund la întrebare, lucrarea de tineret în România, știu că a avut un mare impact în anii 90-2000. De atunci eram un tânăr, aveam undeva la 10 ani și mi-aduc aminte că erau pline seriile de tineret. Ce am observat eu în vremea respectivă a fost că nevoia tinerilor a fost împlinită în lucrările de tineret. Biserica nu oferea la vremea respectivă ceea ce astăzi oferă la programele ei de duminică. Adică, pe vremea respectivă nu vă găseai, să zicem, o tobă în biserică, o chitară electrică, un bas. Ele au ajuns mai târziu și au fost introduse în programele bisericii. De aceea tinerii au mers către seriile de tineret. S-au regăsit acolo, temele, subiectele s-au dezbătut în seriile lor de tineret, dar cu timpul biserica a început și ea să se apropie. Și astăzi, dacă te uiți la un program de tineret și un program de biserică, de duminică seara, să zicem, ele se aseamănă foarte mult. Diferă mai puțin. Dar consider că seriile de tineret sunt relevante astăzi, pentru că atunci când te gândești la o seară de tineret, te axezi doar pe nevoia tinerilor. Atunci când ești în biserică, pala e mai largă. Trebuie să te axezi numai tinerilor, cât și celor mai în vârstă și ai mai multe categorii de oameni. Dar când ești la tineret, te axezi doar lor și subiectul și mesajul e concret pe nevoia tânărului. Da, eu zic că sunt relevante azi. Chiar dacă numărul lor nu e același, dar credem că cele de tineri vin în întâmpinarea nevoilor lor. Ceea ce am observat noi în cadrul tineretului Maranata. Înțeleg cumva că parcă din ceea ce spuneai, seriile de tineret au devenit parcă un refugiu pentru tineri. Ceea ce nu găseau în biserică duminica, cum spuneai, găseau sau se regăseau în întâlnirile de tineret. Simțeau că-ți mai înțelegi, parcă, nu? Sau ceva de ce nu am înțeles eu. Eu zic că și acum, și în zilele noastre, eu cred că ei găsesc un refugiu încă în seriile astea de tineret. Pentru că ei au nevoie de ceva, ei au nevoie să simtă dragostea lui Hristos. Să simtă că îți pasă de ei, să simtă că îți pasă de problemele lor, că încerci să înțelegi, că încerci să te apleci asupra problemelor lor, să discuți cu ei. Au nevoie de asta, au nevoie parcă de atenție. Un Hristos pe înțelesul lor, practic. Da, da, da. De recent fiind conferința de tineret Oradeo, care chiar a fost de succes și cred că a fost de impact pentru tineri. Crezi că asta e nevoia tinerilor creștini din România? Simt nevoia să aibă o întâlnire specială, cel puțin o dată pe an, o conferință de tineret cu o viziune nouă, o viziune proaspătă, poate ceva mai mult decât pot să ofere liderii de tineret câteodată. Știi ce cred eu? Eu cred că ei sunt obișnuiți să consume foarte mult. Adică ei au nevoie întotdeauna de ceva nou, ei au totdeauna nevoia asta să vadă ce spune X, ce spune Y, au nevoie, parcă au dorința asta să cunoască ceva nou. Ei sunt într-o continuă căutare, e foarte interesantă generația asta. Ei întotdeauna stau și caută să ducă în stânga și în dreapta la diferite conferințe, nu doar la conferința noastră. Și am observat în generația asta de tineri că au impact seriile astea, au conferințele astea, au impact, să știi. Mai ales tema conferinței noastre a fost neutru. Noi am observat o mare problemă în generația asta. Le place să trăiască chiar pe munchie. Le place să trăiască pe munchie. Le place să vadă până unde-i voie. Doamne, e păcat să... Eu cred că și tu ai auzit de multe ori întrebarea asta. Știi, vine un tânăr la tine.
te întreabă, e păcat să? Ce zici despre asta, știi? Eu cred că ei vor să lărgească granițele lui Dumnezeu tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, dar din păcate nu se poate. Biblia e foarte strictă și Dumnezeu la fel. E Dumnezeu, e un Dumnezeu al dragostei, dar este și un Dumnezeu sfânt. Și asta am încercat noi prin conferința asta să le transmitem, că nu poți să fii neutru. Adică nu poți să umbli și cu lumea, dar să umbli și cu Dumnezeu și să crezi că ești al lui Dumnezeu. Asta nu se poate. Aș mai completa ceva aici legat de conferința Oradeo și subscriu la ceea ce a spus și Șerban și merg mai departe cu ideea că tinerii de astăzi au nevoie de un scop și vrem să-i facem parte acelui scop pe care îl avem și noi. Prin conferințele noastre vrem să trezim în ei dorința de a sluji pe Dumnezeu. Văd în generația care vine o generație care are un potențial foarte mare. Sunt tineri care astăzi ce ascultă cum vorbești în timp ce noi stăm acum și discutăm, ce ascultă ce vorbești și în același timp stă pe telefon și după aia zici, bă, ăsta nu a fost atent la mine. Și după aia îl întreb ce au zis și spune exact ce ați vorbit. E un tânăr care are multe un tânăr care are mult potențial. Deci noi vrem să îl implicăm în slujirea bisericii cât mai mult. Prin conferințele astea îi provocăm. Vrem să punem în ei dorința asta de a sluji mai mult pe Dumnezeu. Prin conferințele acestea aș vrea să ajungem la nevoia lor. Spunea Șerban la un moment dat și parcă mi-a tras atenția chestia asta. Faptul că tinerii caută, sunt într-o continuă căutare, chiar dacă deși trăiesc într-o zonă neutră, într-o zonă în care încearcă să fie confortabil și cu lumea și cu Hristos, tind să caute întotdeauna ceva. Crezi că lipsa acestor evenimente care se axează extraordinar de atent pe nevoia tinerilor, crezi că lipsa acestor evenimente e factorul care declanșează plecarea lor dintr-o anumită biserică? Nu cred că lipsa de evenimente ar fi exodul lor din biserică, cât lipsa răspunsurilor la întrebările lor. Generația tânără are întrebări, dar spre puțin cei care stau să-i ascunde. Pot să spun că succesul, nu neapărat succesul, că nu stă noi, al lucrării de tinere de la Maranata, e că noi ne-am plecat urechea asupra ceea ce ei au nevoie. Noi trebuie să răspundem tinerilor. Nu-i de ajuns să spună tânăr, bă, nu-i voie să faci aia. Bun, eu să te întreb, dar de ce nu-i voie să fac aia? Și cred că o mare parte din tinerii care au plecat au fost tinerii care au avut întrebări, dar care nu au primit răspuns la întrebările lor. Și marea parte a bisericilor din care s-au făcut un exod mare astăzi sunt bisericile care aveau doar un set de reguli prin care spunea nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, în care tânărul ajunge în situația în care nu știe de ce să nu facă aia. Și cei care e paradoxul, că ajunge să facă tocmai aia care ai spus să nu facă. Deci, cred că succesul stă în asta, a asculta și a răspunde întrebărilor generației astea. Și atunci exodul nu ar fi așa de mare pe cât îl avem astăzi. Și eu cred că cea mai mare nevoie a lor, a tinerilor noștri, e nevoia de a-L cunoaște pe Hristos. Vezi, ori crescut în familii cu o învățătură sănătoasă, au venit la biserică, grupă duminicală și așa mai departe, dar parcă în viața lor lipsește întâlnirea aia reală, știi? Întâlnirea reală cu Hristos. Acea întâlnire care îți schimbă viața, care te întoarce de la viața ta 180 de grade și nu mai ești același. Asta, nevoia lor cea mai adâncă, profundă, e nevoia de a-L cunoaște pe Hristos. Și asta vrem să facem noi și ne luptăm noi la tineret Maranata să facem, ca tânărul să-L cunoască pe Hristos. Mi-am notat o întrebare, știind că o să vorbim despre zona de tineret, și o să citesc ca să fiu sigur că o exprim în totalitate, pentru că în opinia mea e destul de importantă. Și spune așa, un studiu arată că 75% din tineri părăsesc biserica după terminarea liceului, adică în zona adolescentină. Din cauza scepticismului teologic. Acum sună așa foarte fantosit când spunem scepticism. Dar în esență, cred că fiecare tânăr și fiecare dintre noi, cei care vor urmări, înțeleg ce înseamnă asta. Acel moment când pui sub semnul întrebării dacă Biblia care e relevantă sau reală. Acel moment în care tinerii nu mai cred 100% că Biblia poate sau biserica poate însemna ceva pentru ei.
Mai mult, acest studiu spune că învățătura primară, învățătura primită în biserică, nu este continuată sau confirmată în familie. Și acum vine întrebarea. Crezi că familia ar trebui să aloce mai mult timp învățăturii biblice pentru tineri și pentru copii? Sau ar fi treaba bisericii de la o anumită vârstă? Părerea mea e că în familie sau familia are o deosebită importanță în educația și creșterea copilului, în cunoașterea lui Dumnezeu sau în a crea cadrul pentru copil perfect de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și ca și tânăr adolescent îți pui întrebări și eu mi-am pus. A fost perioada în viața mea când mi-am pus multe întrebări, când mă gândeam, oare Dumnezeu chiar există? Oare Biblia e reală? Oare e adevărat totul? Îți întrebări la care spui la 16-18 ani, îți pui întrebările astea. Dacă ești sincer cu tine și dacă suntem sinceri toți în seara asta, eu cred că toți dintre noi ne-am pus întrebările astea, pentru că așa-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu ți se revelează într-un mod tainic punându-ți întrebările astea. Adică să stai tu de vorbă cu tine și cu Dumnezeu, Doamne, dacă existi, revelează-mi adevărul, descopere adevărul, vreau să te cunosc pe tine. Cel puțin în viața mea așa am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Mi-am pus întrebări, am zis, Doamne, dacă Tu chiar existi, vreau să te cunosc. Vreau să-mi vorbești mie personal, în mod explicit, să înțeleg și să văd și să nu pot să pun la îndoială lucrul ăsta. Dar vezi că lucrurile astea sau întrebările astea vin tot dintr-un background. Adică tot din familie. Dacă mama și tata din copilărie se ocupă, te duce copilul la biserică, la grupă și așa mai departe, se ocupă de educația lui, de creșterea lui, poate în cunoștințele Scripturii, când va veni vremea întrebărilor, îți vei pune întrebările corect. Tu ca și tânăr vei pune întrebarea corectă. Da? Și atunci, punându-ți întrebările corecte, o să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Dar trebuie să ne punem întrebări. Eram la un moment dat în mașină și în spatele mașinii la mine erau câțiva copii, în vârstă de 5-6 ani. Și la un moment dat i-am pus să se roage Tatăl nostru. Copii crescuți în biserică. Adică, na, părinții din biserică, ei din biserică, de mici. Vreau să spun că dintre cei trei copii, unul știa numai Tatăl nostru, doi nu știau Tatăl nostru. Ce spune Biblia la un moment dat? Învață pe copil, nu? Calea pe care trebuie să meargă, că atunci când va îmbătrâni, se va bate de la ea. Eu cred că și subscriu și întăresc ceea ce spune Șerban, că familia are un rol important de a-mi da învățătură biblică copilului. Copilul are atâtea întrebări, la biserică n-are timp să le pună, acasă le poate pune. Și numai că le poate pune, poate și primi răspuns. Eu nu cred că e o problemă scepticismul teologic, cât e o problemă faptul că omul tânărul astăzi spune, bă, de ce mai am nevoie de Biblie? Nu e relevant astăzi, dar e relevantă. De ce? Că părinții noștri au trăit Biblia aia. Poți acasă la masă, când venim și noi, și tu vii acasă la masă, ce-mi duminică la mează, nu? Stai și discuți. Cum ar fi ca părintele să spună, uite, Dumnezeu mi-a scăpat din problema asta în care am avut-o, așa exact cum l-a scăpat pe Moise, știi? Întărind Scriptura prin ceea ce s-a întâmplat în viața lui, dând exemple clare din viața lui. Lucrurile astea întăresc Cuvântul Dumnezeu, nu îl face actual astăzi. El este actual oricând, nu? Dar vezi generația asta, spune, bă, de ce am nevoie de o Biblie când am toate? E foarte actual ce că Biblia e răspunsul lui Dumnezeu pentru toate întrebările tale. Permite-mi să aduc întrebarea un pic mai adânc, un pic mai profund. Ce facem cu tinerii care n-au părinți creștini acasă? Ar trebui să existe, în mintea mea cam asta ar fi răspunsul și o să vă permit vouă să-l dezvoltați un pic. Crezi că ar fi necesar în biserică să existe un consilier dedicat care să se ocupe de copiii care după ce au mers de la grupă au ajuns acasă într-un mediu în care nu mai sunt învățați despre Dumnezeu? 100%. Nevoie de un mentor. Și eu cred că lipsa de astăzi în biserică este lipsa de mentor. Cei care stau și lângă cel care e slab să-l crească. Să-l crească. Ucenicizarea. Perfect. Ceea ce învățăm de la Iisus Hristos. Uite-te la ucenici, nu? Ce defecte aveau? Începând cu Petru, care numai în funte nu l-ai fi pus, nu? Pentru că ce caracter a avut. Și totuși Dumnezeu îl schimbă și îl formează. De adevărat, tineri ăștia care vin într-un background fără familie, fără părinți credincioși,
necesar. Și asta e datoria bisericii, de altfel. Ca să ofere mentorat, să ofere soluție, să fie acolo lângă nevoia lui, să-l crească, să-i ofere la început lapte și apoi hrană tare. Da, noi încercăm și la noi, la tineret, să facem asta, să stăm de vorbă cu tinerii, să stăm de vorbă cu cei care poate ne cer ajutorul, dar și dacă nu ne cer ajutorul, noi încercăm să-i cunoaștem pe toți. Dacă avem timp înainte, după slujbă, stăm de vorbă, cu câți putem, îi întrebăm. Eu văd că lucrurile astea sunt importante pentru ei. Și numai că sunt importante, dar că se deschid. Se deschid. Se deschid față de noi. Parcă abia așteaptă să-i întreb. Parcă abia așteaptă. De exemplu, un tabăr. Că am avut tabără anul ăsta și taberele la noi se umplă. Adică avem o listă undeva la 100 de tineri și de în ultimii 3 ani încheiem lista pentru că se umple. Venim și stăm de vorbă că îi ascultăm. La un moment dat eram seara și stai seara, mă vrei să te joci puțin un joc de societate, ceva cu ceilalți lideri sau cu oricare dintre tineri. Prea puțin aveam timp de așa ceva. Mereu eram antrenați în discuții cu tinerii, mereu eram întrebați soluții pentru problemele lor. Și lucrul ăsta am văzut că îi ajută. Merg de acolo cu o soluție, merg de acolo cu un răspuns la problemele lor. Acum, în limita cunoștințelor noastre și experiențele noastre, dar cred că e de ajuns pentru ei ca să își facă o idee, un răspuns, o direcție pe care să meargă. Și tot vorbind despre familie și importanța familiei, învățăturii în familie, eu am văzut aici, sau observ aici, pot să o numesc așa, o problemă. Sunt în generația noastră familii, părinți, bărbați și femei, care acasă trăiesc o altfel de viață decât cea din biserică. Și deseori noi dăm vina pe tineri. Știi că tinerii sunt poate depravați, că tinerii sunt dependenți, vicii, au de anumite vicii și așa mai departe. Dar lucrurile astea, în cele mai multe cazuri, vin din spate. Poate au văzut în casa lor lucruri care i-au dezamăgit. Tata spune una, dar face alta. Nu-i cine se arată că asta e o problemă pentru un tânăr. E o problemă și se simte afectat, poate se simte mințit, poate se simte înșelat, știi? Adică sunt lucruri sensibile, să spui că ești al lui Dumnezeu, dar tu ca și tată acasă și în societate să nu fii cine ești în biserică. Și lucrurile astea există și lucrurile astea aduc probleme în viața copiilor. Mulți tineri, am văzut, stând de vorbă cu ei, mulți sunt care au durere în inimă și durerea asta, știi? E o problemă. M-ați făcut curios. Cam care sunt problemele pe care le poate avea un tânăr de 15-16 ani? Cele mai des întâlnite acum. Ai rămâne șocat dacă ți-a spune cam toate problemele cu care se confruntă ei. Ceea ce m-am confruntat eu la vârsta de 10 ani, 15, hai să zicem 15-20 de ani, nu merge mai jos. Și cu ceea ce se confruntă ei la 15-20 de ani, nu m-aș fi gândit atunci. De la dependențe, alcool, vicii, pornografie, ce să mai spun. Asta e tot mai mare în rândul creștinilor. Și dacă îți vine un tânăr și îți spune din 10, 9 au probleme cu dependența asta, dar merge mai departe și vedem legături care vin în viața lor prin libertatea pe care o au în ce privește tehnologia, au fost puși prea de tineri cu tehnologia în față, neavând nici un reper scriptural, fiind de copii mici, nu au avut filtru și direct au intrat un topogan care a mers în jos. Harul lui Dumnezeu față de noi a fost că noi am dat de tehnologie la vârsta, am avut primul telefon în clasa 11. Unul din prietenii mei mă suna pe fix acasă, o suna pe mami. Și deja bip, îți dai seama. Și telefonul care am avut în clasa 11, să nu crezi că a fost telefon color, a fost un telefon cu butoane, Nokia, nu mai știu care era. Deci ca e Snake pe el, înțelegi? Până atunci, la vârsta aia, am început, noi, eu crescând în biserică, cuvântul lui Dumnezeu a fost semănat în inima mea. Atunci când am dat de tehnologie, pot să spun că
aveam deja o bază scripturală în viața mea. Aveam puțin un teren destul de stabil. Uite, generația asta începe direct de pe un topogan. Pentru că părinții nu sunt conștienți. Punându-i tableta, telefonul în mână, băi, cum minte copilul ăsta acolo? Și diavolul îl prinde. Și asta duce la multe, multe dependențe. Și de-aia noi stăm la discuțiile care stăm cu tinerii, că problemele astea sunt. Ei nu comunică părinților, nu comunică prietenilor. Poate de frica că îl va judeca, îl va cataclura într-un fel sau altul. Ce să mai spun conducerii bisericii? Pentru că, na, cum să te raportezi? Și în ce cauți să nu spui. Dar noi am căutat să găsim cadrul ăsta în care să ne vulnerabilizăm în primul rând pe noi. Spunem, băi, și noi suntem gata. Și noi avem. Și noi am trecut prin ceea ce treci tu. Și omul zice, da, hai să spun că și eu am asta. Și atunci venim întâmpinarea lor. Crezi că, nu zic că am fost mai bun, nu toți am trecut pe acolo, da? Crezi că pe undeva cadrul pe care l-au tinerii acum au foarte multă informație și, cum spuneai tu, nefiltrată. Nu e filtrată informația de nimic. Sunt foarte mulți oameni și aici, fără să vorbim de chestii care ies din afara Scripturii, aici nu vorbim despre chestiile care din start le catalogăm, da, cu cei care, Dorian Popa, că e cunoscut cazul în momentul ăsta cu droguri, nu că ar face reclamă la droguri, dar e reprezentativ pentru generația de tineri. Și legale. Aia zic. Și încet, încet sunt tot felul de oameni. Nu vorbim despre oameni ăștia. Hai să vorbim despre oamenii din mediul creștin care induc o influență în online. Ce facem cu oamenii ăia? Pentru că noi punem filtrul Scripturii, dar și ei pun Scriptura în față. Acum nu are rost să dăm nume, că sigur am auzit și noi de oameni care ies în online și sunt extraordinar de urmăriți, dar ei au niște falimente teologice groaznice în spatele lor, inclusiv în ceea ce spun. Dar atunci când baza noastră scripturală nu e destul de complexă, tindem să spunem, omul ăsta chiar are dreptate. Ce facem aici? Familia are un rol sau biserica are un rol să clarifice acești influenceri creștini? Eu cred că aici și biserica are un rol foarte important. În biserică trebuie să se dea o învățătură sănătoasă, doctrinar sănătoasă, ca tânărul, adolescentul să înțeleagă și să poată să pună, nu știu, să aibă un filtru, știi, pe care și-l pune înainte când ascultă, nu știu, un podcast sau când ascultă o predică de unui anumit frate care predică și să aibă un filtru sănătos doctrinar. Da? Pentru asta biserica trebuie să ofere învățătură sănătoasă, acasă părinții să-și îndrume copiii să citească Scriptura, citind Scriptura înveți cuvântul lui Dumnezeu, îl strângi în inimă și reușești ca să ai filtrul acesta sănătos. Da? Într-adevăr, sunt mulți acum în online care se folosesc de chestii catchy, dacă pot să le numesc așa, doar ca să aibă vizualizări. Că, din păcate, clickbait. Exact. Din păcate, cam mulți care au o doctrină greșită se folosesc de lucruri greșite ca să-și câștige o faimă. Cred că în spatele lucrurilor ăsta, în viziunea lor, asta e important. Din păcate. Și e trist. Și sunt mulți tineri care spun asta. Uite ce frumos, ce fain vorbește, ce bine vorbește. Uite acolo, uite, știi? Și dacă n-ai un filtru sănătos, trasat de biserică, trasat în familie, trasat de Scriptură, eu zic că putem să deraiem și serios putem să deraiem. În ultimul podcast cu fratele Sterling, discutam despre o tendință a bisericilor de a se concentra pe filozofia umanistă. Sună pompos. Acea tendință a bisericilor de a se concentra pe ceea ce place omului. Atunci vorbeam cu fratele Sterling despre ceea ce place omului, acum fiind cu liderii de tineret, ce place tânărului. Și vedem că prinde la tânăr chestia asta. Acum sunt tot felul de curente care vin și fenomene care vin din spre vest, vis-a-vis de zona asta. Mai mult în zona online. Mai mult în zona online, evident. Zona online pentru că tinerii noștri sunt acolo. Și atunci când cineva spune că noi nu ar trebui să oferim conținut în online, ci în biserică, pentru că sunt cifrați din ăștia, slavă Domnului că nu sunt Maranata, mulțumim pentru asta, acolo există conținut și dacă nu se oferă un conținut sănătos, cum vorbea și Șerban mai devreme, un conținut cu o bază sănătoasă, tindem spre erezii și spre o biserică așa foarte libertină, să zic așa. Cum crezi că ar trebui să se protejeze biserica de asta până la urmă, dar în același timp să nu piardă tinerii?
Știi care e problema cu influențele astea care vin din Occident cele mai multe? Din zona Americii cele mai multe vin? Mișcările care sunt centrate pe om. Adică totul e vorba despre mine. Dacă asculți un mesaj dintr-o biserică de genul, Scriptura vorbește despre mine. Hristos face pentru mine. El lucrează pentru mine. Biblia nu e vorba despre mine. E vorba despre Hristos și ce a făcut El pentru mine. Dar nu e vorba de mine, de eu. Și asta e pericolul, că se pune în centru omul și valorile lui. Bă, nu ești tu rău, dar este o versiune mai bună a ta și hai că putem să te ajutăm să îți găsim versiunea aia cea mai bună a ta. Și aici ai o pantă periculoasă, pentru că știrbează mesajul întreg al Scripturii, mesajul Scripturii numai proclamat întreg, și ei fac asta într-un mod bine gândit. Iau, de exemplu, știm toți fenomenul, cum spuneai și tu înainte, când în discuțiile noastre, de Bethel Church. Prin muzica pe care ei o cântă, o parte din ea nu e a lor. E o muzică care o găsim și în bisericile noastre cântate astăzi, traduse o mare parte din ele. Și au, printre altele, și cântările lor. Și prin astea ei, da, e adevărat, transmit un mesaj care e foarte nociv pentru noi, pentru tinerii noștri. Și noi, ca biserică, putem veni în întâmpinarea lor să-i ajutăm în a se orienta spre a face un filtru, a nu asculta orice. Și atunci activitatea noastră trebuie să se mute, cum spui și tu, și în domeniul online. Să oferim o calitate și în domeniul online a ceea ce o văd afară. Știi, tinerii noștri sunt la biserică prezenți poate 6 ore pe săptămână. Restul orelor unde? Acolo, nu? E în online. Da. Bun, ascult orice mizerie iată în expresia. Și că eu o spus ăla, vorba de sper și gata, l-au acaparat, o mai spus o întâmplare, o plâns și totul e bine și frumos. Și paranteză, am observat un lucru care mi se pare foarte interesant. Știi ce fac? Ca să-și susțină un argument, folosesc anumite traduceri biblice. Adică, bă, eu vreau să scot în evidență în faptul că nu e așa important să te pocăiești atât de mult. Și caută anumite versete prin acelor traducere îți scoate în evidență ceea ce vrea el să facă. Și se folosește de versete și spune, bă frate, dar asta spune Biblia, știi? Stai un pic, că e plus că scoți versetul din contextul respectiv, mai și folosește așa traducere ca să scoți în evidență ceea ce vrei să spui. Și e periculos lucrul ăsta. Vezi ce spunea Hristos când făcea marea chemare? Dacă voiește cineva să mă urmeze, spune Hristos. Hristos nu obligă pe nimeni să-L urmeze. Hristos nu te obligă să-L urmezi. Asta e frumusețea lui din Hristos. Dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Asta e foarte... E un lucru extrem de important. Și lucrul ăsta tu nu-l auzi în Battle Church, nu-l auzi în online, pentru că nu e un lucru care se prindă. Nu e un lucru care se prindă. Adică cum... Doamne Iisuse, dacă eu vreau să te urmez pe tine, eu trebuie să mă lepăd de mine. Cum vine asta, știi? Adică de plăcerile alea vinovate, păcătoase, care trupului îi plac, dar Duhului nu îi plac. Alea trebuie să le lepezi. De tot ce vezi tu în lumea asta, de tot ce atrage ochiul, pentru că ochiul nu se satură să privească, alea să le lași. Hristos vine și face chemarea în dreptul oricărui tânăr. Și noi asta spunem și la noi la tineret. De fiecare dată. E imperios necesar. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, trebuie să te lepezi de tine. Și lucrurile astea în online, în bisericile astea care adună o grămadă și o grămadă de tineri, nu le auzi. Nu le auzi. Nu auzi să te lepezi de tine și să te sfințești. Păi harul ieftin. Promovează așa ceva. Ei promovează harul ieftin, despre care vorbea Bonhoeffer acum 80 de ani aproximativ. Da? Harul ieftin. Adică, ce presupune asta? Ei maximizează foarte mult sau merg foarte mult pe dragostea lui Hristos și se leagă foarte sau se axează, se prind în totalitate și doar de dragostea lui Dumnezeu. Și vorbesc de Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e bun, Dumnezeu te iartă. Da, Dumnezeu e dragoste. Da, Dumnezeu e bun. Da, Dumnezeu e gata să te ierte. Dar Dumnezeu e și un foc mistuitor. Și lucrurile astea nu le mai auzi la ei. A doua parte, deci dacă ne uităm în Scriptură, cel mai important atribut sau primul atribut al lui Dumnezeu e sfințenia.
Cel mai repetat, da, adevărat. Cel mai repetat atribut în Scriptură e sfințenia. Și Dumnezeu ne cere și nouă asta. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ei, unde e harul ieftin, acolo n-auzi lucrurile astea. Acolo Dumnezeu e bun. Dumnezeu e dragoste, mă predau, mă duc acasă, fac de toate, vin în următoarea duminică, mă predau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă iartă. Vezi, lucrurile astea se petrec acolo. Și tinerii noștri se uită și își pun întrebări, știi? Știi cum e să simt confortabil? Este o expresie pe care nu stau un predicator, poate știți voi, cunoscută. Fugi de biserica în care te simți confortabil în păcatul tău. Multe biserici cu o teologie de asta centrată pe om, omul vine acolo cu păcatul din viața lui, cu vicile din viața lui și pleacă de acolo punându-și în minte ideea, bă, trebuie să mă schimb. Pentru că ea nu-i spune că trebuie să te schimb. Ea spune, bă, ești bine. Încă putem face ca să fii mai... să te facem să arăți ăla care vrei tu să fii, înțelegi? Nu scoate în evidență, bă, stai un pic că trebuie să te schimbi. Și cum subscriu la ce spune Șerban, bă, stai că înaintea noastră nu e oricine, e un Dumnezeu Sfânt. Și pornind de la premisa că noi nu suntem sfinți. Dar vezi, o teologie umanistă și o mișcare de-astea centrată pe om, pe caracteristici și nevoile omului, e nocivă pentru că nu te duce în situația în care să spui, bă, trebuie să mă schimb, trebuie să mă pochez, nu. Și din potrivă, știi ce face? Spune, bă, nu, ești bine așa cum ești, dar trebuie să, uite, să mai, una alta, modelăm un pic vasul ăla, predicați-mă dată despre Lut, despre vasul ăla din Ieremia, capitolul 18, că spune, la un moment dat, că a luat Lutul ăla, știi, și l-a pus pe masă și a făcut un alt vas, cum a vrut el. Dar noi știi ce face? Noi primul vas, că suntem noi la primul vas, încercăm să-l chirpim noi cum vrem. Așa face umanismul, știi? Încearcă să-l chirpească vasul cum vor ei. Vasul ăla e un vas spart. Știi ce e interesant? Că prinde teologia asta la tineri. Prinde. Și se pune întrebarea, pentru că vis-a-vis de lucrurile pe care le-ați spus, de tendința asta de a trăi oarecum așa confortabil cu păcatul în biserică și vorbind de tendința umanistă până la urmă a unor biserici, crezi că e cazul ca biserica, vorbim doar despre biserica noastră, crezi că va veni timpul și momentul în care biserica noastră va trebui să facă compromisuri ca să nu-și piardă oamenii din biserică? Eu, sincer, părerea mea e că biserica trebuie să fie relevantă în fiecare generație, trebuie să fie actuală în fiecare generație, dar biserica niciodată nu trebuie să se compromită. Adică ce e scris în Biblie că e păcat, să rămână păcat, ce e spus în Biblie că lui Dumnezeu nu-i place, bisericii să nu-i placă, să nu se compromită, să zică hai că acceptăm și asta doar ca să prindem și generația asta tânără sau generația X da, sau generația Z. Da, de fiecare să nu-i plece. Da, de fiecare să nu. Eu nu cred asta. Eu cred în lucrarea Duhului Sfânt care poate să facă minuni în fiecare generație. Care poate să transforme, care poate să noiască, care poate să schimbe, cum o schimba pe mine la 20 de ani, care am venit dintr-un alt, cu totul alt context din lume, cu gândirea lumii, cum o transforma la clipeală de ochi, eu cred că Dumnezeu poate să schimbe și acum generații la rând și va schimba până va veni Hristos. Dumnezeu are capacitatea aceasta și Duhul Sfânt face lucrul ăsta și acum, și în generația noastră, la tineret Maranata, face asta. Noi nu ne compromitem cu nimic. Noi nu lăsăm, sau lăsăm barierele doar ca să câștigăm tineri. Nu. Noi venim înaintea tânărului și spunem, uite ce faci tu, e păcat. Ce faci tu, nu, lui Dumnezeu nu-i place. Și dacă tu nu te schimbi, tu o să mergi în iad. Ăsta e adevărul, gol-goluț. Eu nu vin înaintea ta ca să te min și să te lingușesc ca și cumva să te câștig. Știi? Nu. Noi nu suntem datori noi să-i câștigăm prin puterea noastră, prin faptele noastre și așa mai departe, să-i câștigăm pe oameni. Nu, Hristos îi câștigă. Simplu. Prin cuvânt Hristos îi câștigă. Îi cucerește prin dragostea Lui. Nu trebuie să ne compromitem. Da, adevărat. Eu cred că dacă ne compromitem ca biserică, în timp vom pierde din vedere esența noastră. Ceea de a fi lumini în societate. Ajunge să ne amestecăm așa de ușor cu ei. Înțelegi? Să ne asemănăm foarte mult cu ei. În vorbire, în trăire. Și aici nu vreau să spun neapărat la forme, dar și în forme se văd. Se vede în îmbrăcăminte, se vede în modul în care vorbim, în modul în care privim valorile lumii acestea,
avem parcă aceleași valori câteodată, nu se diferă, nu observi. Și amestecul ăsta cu lumea, cred că nu face bine bisericii decât să o ducă de pe drumul pe care altul să-l aibă, de a fi o lumină în societate. Și uite-te la, nu, în paranteză, hai să fim sinceri, uite-te la anumite biserici, frate. Nu zic că-s pline din cauza că sunt mai libere în modul lor de gândire sau că au făcut anumite compromisuri. Sau poate e așa? Poate e așa, nu știu. Da. Adică, da, ai dreptate așa. Poate e chiar cauza asta și vezi. Dar eu cred că nu e o chestie care ține mult. Eu observat că mulți tineri, o chestie pe care o simt între tinerii noștri. Hai să spunem că vorbim despre noștri. Cel puțin pe cei pe care i-am la tineret, de a avea la tineret. Merg încoace și încolo. Dar se întorc înapoi. Nu rămân acolo. Nu rămân acolo. Zic, bă, ceva e diferit, mă. Când mă duc acolo, simt că, bă, nu e ok. Știi? Și când vin aici, simt că lucrurile sunt diferite, înțelegi? Și asta pe noi ne pune pe un drum bun. Zice, bă, cred că dăm direcția care trebuie. Nici noi nu ne compromitem. De dragul de a, nu știu, de a avea mai mulți tineri, căutăm să, nu știu, să facem vorba aia, calea cât mai largă. Nu, încercăm să rămânem în limitele Scripturii, cât atârnă de noi, cu încredere că Dumnezeu este cel care va schimba inima omului. Noi am mers o vreme pe ideea să facem cât mai multe, să fie programele noastre cât mai top, știi? Top. Necesită mult efort din partea noastră, atât fizic, cât și la nivelul minții și spiritual. Am antrenat mereu și am zis, după aia am zis, hai că facem altceva, lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu. Cât atârnă de mine, Șerban, să fim oameni care ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, căutăm să avem mesajele în acord cu Cuvântul Dumnezeu. Vreau să spun că nu facem nimic deosebit față de alții și poate mulți alții au mesaje mult mai bune ca noastre și seri de tineri mult mai bune ca noastre. Dar cred că Dumnezeu este Cel care lucrează cu o inimă sinceră, rămâne în valorile pe care Dumnezeu le spune, transmite mesajul Dumnezeu și asta prinde și tinerii vin, se schimbă și cred că asta e lucru important. Paranteză scurtă. Zicea soția, după ce am venit ca membri la Maranata, spunea după câteva săptămâni, zice, la vin, știi ce-mi place la Maranata? Că atunci când ieșim în stradă, zice, se vede pe noi că am venit de la biserică și nu de la altă parte. Auzeam, da, această experiență și la... Da, părinții noștri. Da, să vezi oamenii ăștia ca să tineri, da? Important e ca forma, ca panatea scuză, ca forma să ajute scopul. Corect. De multe ori forma nu ajută scopul. Trebuie să știm care e scopul nostru. Scopul nostru de altfel, am că e să, ca tinerul să-L cunoască pe Dumnezeu și creăm cadrul ăsta. Dacă forma în care noi ne închinăm ajută scopului nostru, atunci o folosim, mergem înainte. Dar dacă ea nu ajută, ci doar creează discordii, creează mereu conflicte, ea nu ajută. Putem să o schimbăm. E adevărat, forma e importantă, dar ea să ajute scopul nostru. Am o întrebare pentru tine. Crezi că dorința tinerilor de afirmare îi face să se îndrepte către bisericile care sunt mai prezente în online, care sunt mai vizibile, care sunt mai cunoscute și mai cu sonor în societate? Să pornim de la fundament. Eu zic că tânărul care are cu adevărat în inima lui dorința asta de afirmare, nu l-a întâlnit pe Hristos. Nu l-a întâlnit pe Hristos. Și ăsta e un mare adevăr și crunt adevăr și dureros, dar nu l-a întâlnit pe Hristos. Pentru că un tânăr, un om, când îl întâlnește pe Hristos, prioritar în viața lui nu e să se vadă el. Nu e să mă văd eu, ci Hristos să se vadă în mine. Mireasma lui Hristos, bunătatea lui Hristos, dragostea lui Hristos, toate lucrurile acestea ar trebui să își dorească el să se vadă Hristosul lui în el, nu eu-ul său, știi? Dar din păcate sunt mulți și în generația asta văd multă dorință de afirmare. Și nu-i rău în unele cazuri, nu-i rea, nu pot să zic că e rea, total. Dar câteodată iei decizii nepotrivite. Poate părăsești o biserică sănătoasă doctrinar, unde ai rugăciune, unde ai părtășie, unde poate acolo ai crescut, unde ai prieteni, anturaj și mergi
doar din dorința de afirmare, pur și simplu din dorința de a te afirma, mergi într-o altă biserică unde să fii mai vizibil online ca să te afirmi și ajungi să nu mai fii poate băgat în seamă deloc. Cont adevăr, sincer. Și cazuri, cunosc cazuri care au plecat și au crezut că ce va fi și nu a fost nimic. E dureros. Da, poate unora le iese și ajung să fie vizibil, dar întrebarea ar trebui să-și o pună și să ne punem fiecare. Oare ăsta e scopul nostru? Ăsta e scopul meu ca și tânăr. Să fiu cunoscut? Să fiu vizibil? Să ce? Ăsta e scop? Ăsta e scop să mă cunoască lumea? Scopul nostru ca și oameni ar trebui să fie acestea, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea Lui. Asta zice Pavel. Asta trebuie să facem noi, să căutăm cu tot ceea ce suntem noi, să-L cunoaștem pe Hristos. Și în momentul când îl cunoști pe Hristos, când te apropii de Hristos, te îndrăgostești de El, atunci nu mai vrei să te afirmi tu, ci vrei să-L afirmi pe El în lume. Știi ce zic? Adică vrei să-L prezinți pe El. Uite, e Domnul meu, m-am îndrăgostit de El. Hai, cunoaște-L și tu. Slujirea vine în urma găsirii unei identități în Hristos. Identitatea noastră. El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și viața mea. Exact. Slujirea ar trebui să fie cumva rodul întâlnirii cu Hristos. Da, e foarte bună întrebarea ta, pentru că e reală. Deci chestiile astea sunt reale, se întâmplă, din păcate, și în orașul nostru tinerii migrează dintr-o biserică în alta, din dorința aceasta, poate de a fi în față, poate de a cânta în față, știi? Da, e o dorință și nu știu dacă e bună sau rea, dar când iei decizii greșite și te duc să, poate să nu mai ai părtășie și așa, deja e o decizie greșită, zic eu. Bine, acum o întrebare pentru tine. Crezi că până la urmă, cred că vine asupra conducerii bisericii. Frații mai în vârstă, mai cu experiență, mai trecuți prin viață, să zic așa. Crezi că ar trebui să, exact, crezi că ar trebui să aloce mai mult timp către zona asta de identificare a chemării? Parcă, adică eu nu țin minte, în dreptul meu, eu nu țin minte când vreodată s-a făcut o seară în care să se aloce mai mult timp de discuție cu tinerii, cu cei din biserică, în care să fie întrebați, tu cum crezi că poți să slujești? Lucru care m-a plăcut foarte mult la Maranata când am venit și când eram în fața celor din conducere, printre primele întrebări a fost, cum ai slujit la biserica la care ai fost înainte? Cum poți să slujești în Maranata? Un lucru foarte bun și foarte de apreciat, dar crezi că ar trebui, cam asta ar fi întrebarea pentru tine, crezi că ar trebui ca biserica să aloce mai mult timp către identificarea talentului, identificarea chemării și mai apoi să ajute tinerii să practice slujirea în dreptul chemărilor în biserică? Nu că eu cred. E necesar să facă biserica acest aspect. Ești un caz special. Tu vii dintr-o altă biserică unde știai chemarea, știi la ce te-a chemat Dumnezeu, aici doar ai continuat să faci ceea ce ai făcut înainte. Cazul tău e ușor. Ce facem cu tinerii care cresc în biserică și nu-și cunosc chemarea? Biserica trebuie să vină întâmpinarea lor pentru a-și descoperi chemarea. Noi trebuie să formăm ucenici. Noi trebuie să-i formăm. Noi trebuie să găsim în ei calitățile pe care le au ei și alea să le folosească pentru Dumnezeu, să-și identifice. E ciudat și am observat și eu că, e adevărat, aici avem un deficit în faptul ăsta, că nu tinerii noștri nu-și cunosc chemarea. Și noi trebuie să le creăm cadrul în care ei să vadă care e chemarea lor. Slujbe sunt. Multe. Dar vine un tânăr și spune, eu nu știu ce trebuie să fac. Și aici fac o paranteză pentru tinerii care ne ascultă, din Maranata și nu numai, care nu-și cunosc chemarea. Și acum îmi vine în minte un exemplu a unui frate pe care îl urmăresc online. Și spunea în felul următor cum și-a descoperit el chemarea. Și fiți atenți. Și eram tânăr, nu-mi plăcea matematica, spunea. Când eram la ora de matematică, mi-era greu să stau. Și acasă, când dădeau teme, nu le făceam. La fel se întâmpla și cu biologie sau o materie de altfel. Nu-mi plăcea nici cum. Dar când vinea vorba, să zicem, de limba, a noastră limba română, în cazul lui limba engleză, și luam foaia. Când ne dădeau profesorul anumite cărți de citit, eu făceam schiță, căutam personajul principal din cartea respectivă, căutam intriga să văd și îmi petreceam foarte mult timp în a face lucrul ăsta, pentru că îmi plăcea. Am crescut mare, spune el,
Și Hristos m-a întâlnit la un moment dat în viața mea. Dar în mine era dorința asta și îmi plăcea foarte mult ceea ce a făcut în copilărie. Și Dumnezeu când m-a chemat, și fii atent, spunea El, că poate tu ca paranteză, tânăr, nu știi care e chemarea ta. Știi cum mi-am descoperit chemarea? M-am uitat la ceea ce îmi plăcea în trecut. Îmi plăcea să fac asta. Îmi plăcea să stau să citesc. Și când am luat Biblia în mână prima dată, am început să fac ceea ce am făcut în copilărie, spunea. Am început să iau Biblia, să o citesc, citeam pasaje și începeam să desfac pasajul, să scot personajul principal din pasaj, ideea principală și mi-am dat seama că, de fapt, asta e chemarea mea. Mie îmi place ceea ce fac. Așa trebuie să venim și noi în întâmpinarea tinerilor, să îi provocăm să spunem ceea ce îți place ție ca tânăr. Uită-te în viața ta ceea ce îți place. Poate îți place să stai de vorbă cu oameni. Poate îți place să asculți. Atunci poate Dumnezeu te-a chemat să fii un bun ascultător, să mergi în vizită la oamenii care sunt în vârstă, nu trebuie decât să stai să-i asculți. Poate ești un bun vorbitor, înțelegi? Poate, dar trebuie să găsești chemarea în zona în care îți place, în zona în care ești folosit. Poate asta ajută pe o parte din tine care nu își identifică încă chemarea. Că multă lume, hai să fim sinceri, știi ce zic? Rauite lui Dumnezeu și Dumnezeu poate îți va spune pentru orice. Nu o să spună niciodată. Înțelegi? Că Dumnezeu a lăsat în tine anumite calități, anumite abilități. Cu alea trebuie să le folosești. Ăsta e darul Dumnezeu, ăla e talentul lui Dumnezeu pentru tine. Nu mă aștepta să vină un preot să spună, bă, tu de fapt ești chemat să fii predicator. Da, adevărat, sunt cazuri speciale. Sau sunt momente în care încerci să faci chemarea respectivă, să mergi pe direcția aia. Și poate ai îndoiel. Da, atunci Dumnezeu poate intervine și printr-un cuvânt din partea lui spune, da, mă, ăsta e drumul pe care trebuie să mergi întărind, ceea ce chemarea pe care o ai. Dar consider că biserica, așa, chiar paranteza, dar ar trebui să se preocupe foarte mult de aspectul ăsta. De a forma, de a căuta tinerii să își găsească chemarea. Ce rol credeți că... Sau dați-mi voie să formulez un pic altfel. Se spune foarte mult despre tineri că sunt viitorul bisericii. Mie îmi place să cred că sunt prezentul bisericii, până la urmă. Ce rol credeți că joacă tinerii în revitalizarea bisericii și reinventarea bisericii? Adică care-i... Oarecum mă gândesc în felul următor. Credeți că implicarea și slujirea tinerilor în biserică îi face pe frații mai în vârstă să-și dea seama că ar trebui să aloce mai mult timp și să acorde mai multă importanță tinerilor în biserică? Generația asta tânără are impact în biserica de astăzi și prezentul bisericii. Și știți ce are impact? Pentru că ei sunt cu ochii așa peste tot. Ei sunt și online în lume, pe Instagram, pe TikTok. Ei văd lumea, văd poate minusurile, plusurile, nu știu, atracțiile, toate lucrurile astea ei le văd și le cunosc, știi? Și atunci, fiind tânăr, fiind prezent în online, fiind prezent la un click în America, la un click în China și așa mai departe, știi, având atâta informație, poți să fii relevant. Poți să aduci lucruri relevante în biserică, ca biserica să fie actuală. Că, sincer, acum, asta avem nevoie noi ca și oameni, nu numai ca și tineri. Toți care suntem în biserică, eu zic că avem nevoie de lucruri relevante astăzi, în 2023, care să ne ajute, sincer, nu? Adică cu ce mă ajută sau cu ce mă ajută pe mine, că în anul 1100 a fost un cutremur. Chipurile, vorbim acum așa, știi? Mă ajută la ceva? Sau că în anul 500 a fost un împărat care a murit de nu știu ce boală. Nu mă ajută la nimic. Pe mine ca și om. Mă ajută să știu ce se întâmplă astăzi. Ce se întâmplă astăzi. Care sunt problemele generației de astăzi. Unde sunt poate minusurile, falimentele. Și asta ajută tânărul sau generația asta tânără în biserică. Pentru că vine cu informația, aduce informația aici în biserică și noi ar trebui să o preluăm, să fim înțelepți, să o preluăm și să începem să lucrăm cu ea, știi? Noi la tineret de-aia și stăm așa de vorbă cu tinerii, vedem problemele lor, vedem poate falimentele lor, vedem căderile lor, vedem cu ce se luptă, cu ce se frământă, vedem lipsurile lor, știi? Și atunci tu ai informație de prețioasă, zic eu, și știi unde trebuie să mergi, unde trebuie să pui bisturiu, știi, unde trebuie să pui cuvântul lui Dumnezeu. Și e important. Ca tinerii să slujească în biserică, e important pentru că sunt relevanți și sunt actuali. Pe lângă asta, când mă duc pe sate, vorba asta la mea, pe sate, este o imagine care întristează biserica. Când te uiți peste biserică și vezi doar oameni în vârstă și nu vezi tineret.
spunea cumnatul meu o vorbă că tinerii dă viață bisericii. Când vezi tineri în biserică, biserica respectivă are viitor. Are viitor. Eu cred că joacă un rol important tinerii în biserică pentru că dau continuitate. Biserica aia crește în continuare. Ea merge înainte. E o bucurie, nu? Copilul se naște în familie și duce mai departe numele. Dau culoare. Da, dau culoare. Sincer, dau culoare bisericii. Și tinerii, acum vorbim de tineri care sunt la un nivel de discernământ, nu de copii. Au rolul pe lângă faptul ăsta că sunt cei care identifică nevoia lor și o poate da bisericii. Spune, bă, asta e nevoia noastră. Dar ei sunt cei care au energie, mă. Ei trebuie să fie acolo. Mereu aia care îți pregăti să facă ceva. Vei cu unul, să iartă, care o trecut are 70 de ani și reumatism abia ajunge. Știi? Nu prea poți să faci lucrurile. Viața merge în continuă mișcare, ai nevoie de oameni, ai nevoie de forțe, dar ai nevoie de tineri. Sunt tineri care au timp, au dispoziție, au resurse, sunt și pe care poți să-i folosești. La război nu mergi cu cei mai în vârstă, tot timpul știu, la linia a doua, a treia, poate chiar cei care stau în spate și au grijă de cei care sunt pe front, dar pe front sunt cei care sunt în forță. Înțelegi? Dar ai nevoie de cei de tineri, că tinerii sunt cei care sunt în față. Dar e adevărat, ăștia trebuie să fie conduși de cineva. Aici sunt conducătorii bisericii care spuși de Dumnezeu, care trebuie să aibă capacitățile necesare să-i conducă pe acești tineri. Dai nevoie de ei, îi aduc o prospețime, o revitalizare în biserică. Fără tineret, biserica, eu zic că se va opri, pentru că oamenii cei în vârstă vor muri, nu? Și vor pleca la Dumnezeu. Dar crescând și aducând tineri, biserica va continua, va fi revitalizată. Un lucru care mi-a plăcut la Maranata, ca să ne facem un pic de reclamă, dacă tot apărăm în online. Slujesc tinerii și un lucru ce mi-a plăcut din partea conducerii, în momentul în care mi-au cerut statistica din online, mi-au cerut o statistică care, în care să vadă cam care-s vârstele, care-i ponderea între frați și surori care ne ascultă, care-i vârsta, care-s locațiile, ca să poată să-și adapteze predica pentru ascultătorii pe care îi avem până la urmă, că în biserică îi vezi, dar pentru cei care sunt online, pentru cei care ascultă o informație și acolo. Da. Cred că pe toate palierele e bine să fie relevanță. Cum? Statistica e bună? Statistica e bună și încurajatoare, da. Suntem destul de relevanți. Adică noi nu avem comentarii ca și alte biserici, dar vârsta e undeva acolo, în zona de mijloc. Asta e bine. Asta e bine. Pentru că am crede că cine mai ascultă acum duminica programe de biserică live? Doar cei foarte în vârstă. Dar sunt și din familiile tinere care ascultă. Și acum, ca paranteză, eu cred că că vorbim de statistică, poate pot să mă contrazici. Eu observ că ce au de la alții, că se dă click să ascultă, dar nu se stă la un mesaj întreg. Adică timpul e scurt pentru cel care stă și ascultă. Ai fi surprins de Ziua Mulțumirii. Abia aștept să analizez de ce au fost atât de mulți la Ziua Mulțumirii. Am avut pe live, am avut 140-150. Aș fi curios, ce a fost așa de interesant? Faptul că nu a fost predica lungă? Faptul că a fost un program dinamic? Faptul că a fost ceva nou? Asta să fie. Că vorbeam de revitalizare, da? De lucruri noi, de lucruri dinamice. Spunea Beni la un moment dat fix chestia asta, că din păcate cu frații mai în vârstă nu poți să fii dinamic, practic. Asta încerca să spui. E mai static, un pic mai greoi. Perioada asta, parcă atenția unui om parcă a scăzut foarte mult. Știi? Poate acum 10 ani erai atent. 30, 40 de minute, 50 de minute. Da. Dar acum, parcă minute. Omul, 30 de minute, deci e greu să-l ții acolo, știi, focusat. O scăzut. Și da, e foarte important să fie, poate, slujba mai dinamică. Știi? Mai, să fie mai mult dinamism. Calitativ. Mai concentrat. Știi ce? Am o că vorbim de statistică, nu știu dacă ajută întrebările noastre, dar am observat că, și poate și voi, că avem Instagram, nu recomand TikTok, deci TikTok nu recomand, dar pe Instagram, mai nou, să vezi nivelul de concentrare a unui tânăr, la videouri de 1-5 minute, vorbește unul în partea de sus a mesajului și jos să-ți mai pune ceva. Deci să fie concentrat la două dată, ca să te poată ține concentrat. Îți dai seama cât de mult a scăzut nivelul de concentrare. Cum poate biserica să păstreze o legătură cu generația tânără? Trecând prin etapele vieții, până la urmă. Să
să creeze legătura asta strânsă în care tânărul să se simtă înțeles și să se simtă parte a bisericii. Eu cred că un lucru deosebit de important e ca tânărul să înceapă încă de mic să meargă la grupă. E foarte important. Da? Asta e un lucru foarte important. Că mergând acolo la grupă, în primul rând își fac prieteni sănătoși, cresc într-o învățătură sănătoasă. Dar întrebarea sau momentul ăsta de declic nu e în copilărie, știi, a copiilor. Pentru că copiii s-au dus la biserică de părinți. Declicul vine mai târziu. Și eu cred că aici ar trebui să discutăm un pic mai în amănunt. Declicul vine în perioada adolescenței, cam după ce termină grupele de școală duminicală. Da? La 16 ani, 15-16 ani încolo, acolo vine parcă declicul acela. Adică au venit atâția ani la rând la grupele duminicale și dintr-o dată se întâmplă ceva. Și acel ceva, noi ca și lideri de tineret și ca și biserică, noi ar trebui să fim foarte atenți la momentul ăla. Pentru că tânărul, în momentul acela când grupa se termină, ar trebui să știe unde poate să slujească sau care e chemarea lui sau cum poate fi de folos bisericii din care face parte. Fiindcă dacă unui tânăr nu îți dai un scop, vine satana și îi dă un alt fel de scop. Și scopul ăla nu o să fie după voia lui Dumnezeu. Orice tânăr are nevoie de un scop în viață, de o țintă, de un lucru pe care trebuie să-l atingă sau trebuie să-l facă și trebuie să-l ajut, să-l îndrum să ia hotărârea aia, să-i arăți scopul pe care îl vrea Dumnezeu, acela de a-L urma pe Hristos și a-I sluji lui Hristos. Asta e menirea noastră. Da? Să-L urmăm și după ce L-am urmat, să-I slujim. Păi aici trebuie să intervenim noi, ca și lideri și ca și biserică. Să arătăm tinerilor scopul pe care ar trebui să-l aibă la începutul vieții lor de credință, poate, da? Adică de a-L urma pe Hristos și după aceea, ulterior, să-L slujească pe Hristos și să înțeleagă că e loc pentru toți, slujirea nu-i doar în față, prin laudă și închinare, da? Sau prin predicare, slujirea e foarte vastă. Și aici eu cred că avem de lucru și e un teren mult de arat, dacă pot să spun așa, ca să luăm tinerii și să le dăm o viziune. Nu au viziune, parcă sunt pierduți așa. Și atunci vine declicul, știi? Când n-au o viziune clară, vine ispita. Vine ispita. Hai că-ți arat eu ce trebuie să faci, știi? Și foarte ușor, foarte ușor de caz. Permite să mă duc un pic mai departe înainte să continui tu răspunsul. Da, sigur. Cine crezi că e responsabil de tranziția asta? Sau cine ar trebui să fie responsabil? Între grupe, tineret, biserică, legat și de ceea ce spune Șerban. Vreau să răspund la prima întrebare. Cum poate biserica să păstreze o relație cu tinerii? La un moment dat în România a fost un predicator care a avut mare succes în rândul tinerilor. Umpleau seriile de tineret. Și eu am fost, veneai cu orele înainte ca să ai loc, că era Oradea, că era alt oraș, era plin. La un moment dat a fost întrebat de un moderator într-o emisiune că care e succesul lui, care a fost succesul lui. Și a spus o chestie interesantă. A zis că mi-a dat jos cămașa și cravata și m-am îmbrăcat în tricou. M-am coborât între ei. M-am vulnerabilizat, m-a făcut că și am spus, bă, care e problema voastră? Hai că și eu aici, uite, ăsta și eu așa, înțelegi? Soluția e ca biserica să se coboare la ei, să se coboare la nevoia lor. Să nu fie aia care e acolo doar sus, undeva de acolo și dă, tu trebuie să faci aia, nu-i de ajuns. Trebuie să stai să petreci timp când se întrebă de ce. Făcându-se vulnerabilă, poate vine în întâmpinarea lor. Și asta poate aduce, îi poate ține aproape de Dumnezeu, îi poate ține aproape de lucrare, dacă stă lângă ei. Și asta e datoria bisericii, de altfel. Sunt oameni și toți ar trebui să fim aceia care ne pun la dispoziția lor. Ok, și partea cu tranziția. Cine crezi că? Sau unde crezi că e momentul în care tinerii se pierd? În procesul sau tranziția de grupe, tineret, biserică? Subscriu la ceea ce spune Șerban. Cred că momentul pierderilor unora dintre ei
e momentul trecerii de la grupe către biserică. Unele grupe, cel puțin grupa mea. Noi când am terminat școala duminicală, am rămas destul de strânși ca și grupă, am mai continuat așa o perioadă și am slujit împreună. Dar sunt unele grupe care se rup după ce pleacă din școala duminicală și tinerii nu se regăsesc nicăieri în biserică. Înțelegi? Și acolo biserica îi pierde. Pentru că, pe de-o parte, vine și lumea cu oferta ei și biserica care nu prea îi oferă foarte tare multe. Sau îi oferă, dar indirect. Nu se apleacă asupra lui. Dar noi vrem să facem asta prin lucrarea de tineri. Să venim întâmpinarea celor care ies de la grupele de copii și introducem în lucrarea de tineri și acolo căutăm prin tot felul de activități pe care facem extra până când se tineri, să-i aducem, să creăm un cadru în care ei să creeze din nou legături, relații, ca ei să rămână, să nu plece. Continuând puțin discuția și parcă firul discuției duce în direcția asta, crezi că biserica ar trebui să se adapteze nevoilor tinerilor sau tinerii ar trebui să se adapteze la linia și viziunea bisericii? Adică, ok, toată lumea spune, haide să ne întâlnim la mijloc, dar tinerii se pierd. Înseamnă că undeva există un scurt circuit. Crezi că biserica ar trebui să devină mai relevantă, potrivit cu nevoia de astăzi? Păi, era o vorbă a unui predicator, unii atribuie lui Karl Barth, alții lui Spurgeon, că un predicator ar trebui să aibă într-o mână Biblia și într-un ziar. Înțelegi? Ideea e că trebuie să te uiți care e nevoia bisericii în care slujești. E responsabilitatea ta ca conducător, ca predicator, ca lider de tineret să identifici nevoia generației, atât a generației tinere și a generației mai în vârstă. Tu când te ridici și vorbești bisericii, încearcă să te adresezi atât generației tinere cât și generației în vârstă. Observi biserici care neglijează total generația tânără. Prin mesajele lor, cum spunea Șerban, vorbește despre lucruri care au nicio valoare. Cu tânărul nu se confruntă cu ele, înțelegi? Bun, vrei ca tânărul să rămână, vrei să fie. Păi caută să identifici problema lor. Caută să te identifici cu ceea ce, prin ce el trece. Asta ce necesită? Ce te oprești? Ce am văzut în rândul tinerilor? Am observat chestia asta că îi parcă au nevoie să fie ascultați. Să stai, uite cum stăm noi așa, știi, și să discuți cu ei și să își pună poate problemele, dezamăgirile, asta e nevoia lor și poate ca și biserică, ca și lucrare de tineret și noi, trebuie să ne focalizăm un pic și mai mult pe tineri, că au nevoia asta de atenție și au nevoia asta să spună cuiva problema și de multe ori stai de vorbă cu unul și îți dai seama că spune, chiar am avut nevoie de discuția asta, știi? E deosebit de important în viața unui tânăr să aibă poate un mentor, să aibă poate un om cu care să poată discuta serios sau să poată să-și pună tot ce trece prin minte. Asta trebuie să facem noi, ca să nu fie ruptura aia, știi? Sunt tot felul de tineri implicați și e apreciată slujirea lor. Și noi apreciem strușirile lor și ne folosim de talentul sau de chemarea lor, să zic așa. Dar au și o viață duplicitară. Au o viață trăită în păcat. Mulți dau vina pe criza adolescentină. Cum priviți voi, în primul rând, voi ca și lideri de tineret și cum credeți că ar trebui să privească conducerea bisericii aspectul ăsta vis-a-vis de tinerii care trăiesc așa? Adică pe a căror viață o cunoaștem? Acolo o cunoașteți, evident. Știm, dacă nu e ceva profetic, surse sigure. Exact. Noi la tineret avem, să zic, un principiu. Un principiu, că am vrut să zic regulă, dar un principiu. Noi nu punem în slujire tineri care știm că viața lor nu e pusă în rânduială. Adică noi ne luptăm foarte mult în fiecare departament să înștiințăm coordonatorii de departament să nu implice tineri a căror viață e duplicitară, care trăiesc și în păcat, și căror viață o știm și o cunoaștem, știi, că acum nu știm toate, dar ăsta e principiul nostru pe care ne luptăm să-l ținem. Pe ceilalți care, da, aici ai, și vreau să ating o chestie, acum că veni vorba de slujire. Și poate mulți au diferite răspunsuri vis-a-vis de ceea ce mi-ați spus.
că de multe ori vezi într-o, să zicem, la echipă de închinare, și în biserică și nu numai și la tineret, tineri care slujesc la instrumente, dar sunt copii, sunt nenăscuți din nou. Și atunci nu se bate cap în cap cu ceea ce m-ai întrebat-o. Spuneam, frate, că nu-i de la mine, asta eu am aplicat și eu, pe cei care sunt copii care slujesc, tineri care cresc, au 15, dar nu au avut momentul ăla întâlnirii real cu Dumnezeu, dar nici nu sunt oameni care trăiesc o viață păcătoasă pe care o vezi. Sunt oameni care trăiesc niște principii creștine, crescute în familie. El a zis, fratele ăsta, că el îi folosește, dar nu, la ce, nu cei din față, linia dintre cei care cântă la, poate, un microfon, știi? Ci cel care e la un instrument. Dar se uită la viața lui, viața lui morală. Înțelegi? Bă, mai faci un research, mai întreb pe mama lui, mai întreb colegii de la școală cum e el, știi? De adevărat că unii zic că îi ținem în biserică prin faptul că îi lăsăm la instrument. Și poate chiar rămân unii. Unii nu i-aș trecut deloc treaba asta. Dar eu cred că trebuie să ținem cont și de cei care sunt tineri și slujesc, uitându-ne puțin la viața lor morală. Dacă au crescut cresc și ascultă de părinții lor, mă rog, la școală, știi? Adică nu au o viață așa, nu sunt foarte obraznici sau au un vocabular, știi? Spui, bă, să revizește-ți puțin vocabularul și apoi vin să slujești la tine. De ce? Pentru că ei sunt acolo o imagine în față. Și ăla care vine în spate și se uită și cântă și spune, bă, dar de ce îmi cântă cu tare acolo? Că îl văd și el nu se mai poate închina. Și noi vreau ca tânărul care vine la tineret și numai la tineret și la programele biserici, atunci când vine în închinare, în fața lui, să fie oameni care trăiesc ceea ce cântă, înțelegi? Pentru că altfel aduce un deficit lucrării. Și lucrul ăsta nu aduce o rușine asupra lucrării lui Dumnezeu. Dar noi căutăm să implicăm doar oameni care îl cunosc pe Dumnezeu în lucrarea de slujire, în orice departament, cum spunea și Șerban. Dar e adevărat că unii folosesc oameni și tineri pentru a-i ține în biserică, nu? Da. Ai auzit cazul, poate și te-ai auzit. Corect. Bă, hai că îl lăsăm să-l slujească, chiar dacă el fumează. Poate. Fumează că poate îl ținem așa. Vreau să spun că asta nu ține. Eu cred că nu ține. Problema știi care e cu asta? Nu numai că nu ține. Problema e că ne facem o imagine proastă și greșită Bisericii lui Hristos. Păi, și de aceea atâtea vorbe, bă, cu pocăiții să n-ai de-a face. Din păcate, de atâtea ori auzi. Și e dureros. Fiindcă dacă știi că a greșit un tânăr, da? Nu-l pui în față să slujească. Că o să vină altcineva, poate din lume, și o să-l vadă și o să zic, mă, stai un pic. Ăsta aseară a fost unde am fost și eu. Și acum cântă în față, păi ce e aici? Da, și unii poate să zică, știi, să fie de partea cealaltă, cum eu vin joc celălalt la rol, știi? Și zice, bă, dar stai un pic că așa poate îl câștigăm de partea noastră. A lasă să slujească. Eu nu cred că dacă facem compromisul ăsta lăsându-l să slujească, îl vom câștiga. Nu cred nicio. Dacă Dumnezeu nu schimbă inima omului, el va sluji până la vreme, până când se va duce departe și va face ceea ce place. Dacă suntem schimbați, vom sluji lui Dumnezeu din dragoste. Știi? Și atunci ne vom oferi tot ceea ce avem, resursele noastre, timpul nostru. Cu un om care nu slujește din dragoste, ci slujește doar că slujește, nu vei ajunge mult de departe. Mai devreme să vă dule entuziasmul ăla a lui, dispare. Se va dispărea. Dar cel care l-are pe Hristos și transformat de Hristos, Dumnezeu pune în el forțe noi, dorințe de noi de a sluji tot mai mult pe Dumnezeu. Și dacă de multe ori ajungi la epuizare, nu vezi că mergi și slujești și nu contează că ești obosit, mâine iar o iei de la capăt. Dar omul ăla care e nenăscut din nou și slujește în față și e ăla care deja va cânte el bine, că noi de multe ori am iară, poate mă fac cu paranteză, punem să slujească tine și am pățit și noi în trecut, să știu, bă, că el cântă bine, lasă-l cântă bine. Poți să cânte bine. Nu slujește, Dumnezeu slujește scopului. Poate Dumnezeu nu lucrează datorită faptului că avem un acan între noi. Dar știi cum e? Dumnezeu nu are nevoie de vocea nimănui. Dumnezeu nu are nevoie de, poate, nu știu ce predicator. Să ne aducem aminte numai de Moise. Pentru mine, sincer, deci vă spun, chemarea lui Moise, un exod, când Dumnezeu îl cheamă și în capitolul 4 îi pune o întrebare și se uită la Moise și întreabă, Moise, ce ai în mână? Și Moise se uită la el, un toiac, o creangă, un păț, da? Și ce minuni face Dumnezeu cu Moise, cu toiagul ăla?
Ce minuni! Fiindcă aici e un principiu pe care trebuie să-l înțelegem noi și toată generația asta tânără. E un principiu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic ca să facă lucruri mari. Dumnezeu din nimic face lucruri mari. Adică eu sunt nimic. N-am ce să-i ofer lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de vocea mea, că și aia tot Dumnezeu mi-a dat. Dar dacă spui inima ta în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu va face lucrări mari cu tine. Asta e un principiu biblic care trebuie să-l cunoască fiecare tânăr. Că poate sunt tineri care ne ascultă și se gândesc la viața lor, la slujirea lor, că se gândesc, mă, ce pot să fac eu pentru Dumnezeu? Nu e nevoie de nimic măreț. Moise pe lângă toate astea au fost și bâlbâi. Dar Dumnezeu a făcut semne impresionante prin Moise. O despărțit marea în două cu toiagul. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Fiecare om, fiecare tânăr să-și predea inima și viața, să-și o pună în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra în chip minunat. Înțeleg de la voi și cred și sunt sigur că e un principiu bun, că decât calitatea în slujire, nu că nu e important, da, preferați viața spirituală din spate. Categoric. Amin. Pentru că înțeleg din ce spuneți voi că atunci când există o calitate în viața spirituală, dar poate un pic mai slăbuț pe partea de închinare și de talent, da, sau talent, șansele de transformare către biserică și de a participa la închinare biserica crește. 100%. Și de schimbare și de pocăința tinerilor, da, de până la urmă. Asta e scopul nostru. Noi urmărim scopul. Își dă seama dacă e superficial. Da. Corect. Își dă seama dacă ceea ce îi spui tu e vrăjală sau nu. Corect. Te simte. Da. Au parcă darul ăsta, generația asta, te simte, înțelegi? Întotdeauna lucrarea de tineret, da, are scopul ei. Lucrarea noastră de tineret are scopul ei și noi tot ce facem guvernează în jurul scopului și scopul nu-l pierdem de vedere niciodată. Scopul e ca tânărul să-L cunoască pe Hristos. Tânărul ca să-L cunoască pe Hristos are nevoie de o închinare de calitate, prin oameni de calitate, spiritual vorbind, da? Deci oameni sănătoși, curați, și printre niște slujitori care ne luptăm să fim curați. Da, și am vrut să fac o paranteză. Dumnezeu nu-i lipsă de oameni de calitate. Știi ce a zis la un moment dat profetul? Doamne, am rămas singur. Ilie. Să nu cumva nouă liderii care sunt și poate care ne ascultă să cadă în capcana că bă, dacă îl înlătur pe ăsta. Și e greu să iei decizia asta. Nu voi avea un altul. Sau nu voi regăsi un altul, sau poate celălalt se va pierde. Poate să vă întâlnim la un moment dat, dar vreau să spun, să subliniez faptul că Dumnezeu nu-i nelipsit de oameni, Dumnezeu are oameni de calitate. Dacă faci și slujba de calitate, și rezultă.